să-i dăm respectul care se cuvine Evangheliei. Aș vrea în această, după masă, să citesc un cuvânt, câteva versete din Fapte, din capitolul 2, de la versetul 41. Este cuvântul Domnului foarte cunoscut pentru noi. 1057, pagina Scripturilor. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoia fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei mântuiți. Amin, vă rog să vă reașezați. Dragii mei, din aceeași tematică a zilei de astăzi, de care vă spuneam dimineață, să știm și să facem, aș vrea în această dupămasă să ne uităm în Scripturi la cuvintele pe care le-am citit. Ceea ce ține de părtășia noastră în ziua de astăzi. Tema serii, tema zilei de astăzi este să avem părtășie și vă spuneam dimineață câteva lucruri legate de această părtășie. Iar textul acesta care l-am citit, aș vrea în această dupămasă să-l abordăm din punctul acesta tematic, ce ține de a ști și a face. Este foarte normal și este logic să faci ce știi. Și în lumea noastră de astăzi nu prea sunt oameni care să-ți pretindă să faci ceva ce nu știi să faci. Că dacă faci ceva ce nu știi să faci, ori nu vei face, ori ce vei face, vei face rău. De aceea cuvântul lui Dumnezeu și de aceea tematica noastră din această duminică și din această lună e să știm și să facem. Cine știe să facă și nu face, își face de cap. Aș vrea să înțelegem, dragilor, căci cuvântul lui Dumnezeu și însuși Dumnezeu n-apreciază pe nimeni dintre cei care știu să facă și nu fac. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă știi să faci un bine și nu-l faci, îi vai de tine. Așa spune o poezie. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă știi să faci un bine și nu-l faci, ce ai făcut? Ai săvârșit un păcat. Deci noi nu numai că avem păcate și facem păcate relele pe care le facem, dar noi ne facem păcate și pentru binele pe care avem ocazia să-l facem și nu-l facem. Și dacă putem spune, și nu-i deloc greu să spun lucrul acesta, că iadul va fi plin și cu asemenea oameni, cărora li s-a dat șansa să facă bine și nu a vrut să-l facă. Cuvântul păcat în ochii lui Dumnezeu este același orică nu faci un bine când ți se dă ocazia, orică faci un rău pe care îți place să-l faci. El tot păcat se numește și nu l-am numit eu asta, că dacă l-aș fi numit eu, ați avea dreptul să nu-l credeți și să nu-l acceptați, dar aceste lucruri le numește Scriptura și dacă le credeți Scriptura, că îmi place mie sau nu vă place dumneavoastră, n-aveți decât o singură șansă. Ori să subscriem lucrul acestora, ori să devenim niște răzvrătiți împotriva Scripturilor și ca atare să ne tragem răsplata de acolo. Cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit, am predicat de multe ori de aici, dar total sub altă formă și total sub o altă temă oricare.
Mi-a venit cumva foarte și pare cumva foarte greu ca să abordăm acum textul acesta din care am predicat de câteva ori, știu eu, legat de o altă tematică oricare. Însă aș vrea să vă spun că Scriptura nu este o Scriptură numai de sărbători și una de toate zilele, sau Cuvântul lui Dumnezeu nu ne folosește numai la anumite zile, așa cum am predicat zilele acestea despre nașterea Domnului, gata, nu mai avem treabă cu nașterea Domnului până la anul viitor pe vremea asta, nu ne mai interesează nașterea Domnului. Aș vrea să vă spun că Scriptura abordează din plin lucrurile acestea și veți auzi de lucrul acesta și de nașterea lui Hristos și de felul de-a lungul întregului an. În această dupămasă am citit aceste versete frumoase. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Iar tema noastră pe care o aveam și vă spuneam de dimineață este să știi și să faci. Ce să știi și ce să faci? Și Cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta aș vrea câteva gânduri cu câteva puncte concrete din textul acesta care ne învață ce să știm, ce trebuie să știm și după ce știm lucrurile acestea avem datoria să le facem. Spune Domnul Iisus într-o împrejurare că dacă ți s-au dat multe lucruri pe care să le cunoști și nu le faci, spune-ne lu mai departe tu ce se întâmplă. Vei fi bătut cu multe, multe lovituri. Trebuie să ai spate țapă în bine și să te aștepți ca Dumnezeu să dea pe tine până ți vine mintea. Dacă știi multe lucruri și nu le faci. Cine știe puține lucruri, ăla va fi cum? Va fi lăudat, nu? Așa credem noi, băieți, nu trebuie să știu atâtea, că dacă nu știu atâtea, nu mi se cere să fac atâtea. Da, nu, nu e vorba de cerut, e vorba de bătaie, oricum capeți. Și dacă știi mult, puține și nu le faci, oricum o iei. Nu, știi cum e, o să iei mai puțin. Nu poate nimeni să-și permită să dea pe mine ca pe nepotul, nu? E logic că nu poate, că nepotul e nepot și eu am spatele mai late. Asta e adevărul. Deci cu Dumnezeu nu merge așa, cum gândim noi. Dacă nu știu nicio problemă, eu n-am știut multe. Și dacă n-am știut multe, Dumnezeu zice, hai, du-te și tu, că tu ai fost mai tolomac un pic, du-te. Tu nu te-ai interesat, du-te, că pe tine și de ăștia merg în rai. Nu merg de ăștia în rai. Pentru că viața pe pământul acesta și relația noastră cu Dumnezeu, dragilor, stă în ceea ce știm și în ceea ce facem. Să nu ni se năzărească nouă până în cap că vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu știind una și făcând alta. Să nu ni se năzărească asta. Cu Dumnezeu nu ne jucăm popice. El are pretenții, are legi și rânduieli și numai cine se subordonează legilor și rânduielilor lui Dumnezeu, acela va avea pace cu Dumnezeu și va sta în fața lui Dumnezeu. Ceilalți, mă rog, unde și-au făcut partea. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 41 că cei ce au primit propovăduirea, înțelegeți prin aceasta, cei ce au acceptat Evanghelia mântuirii lui Hristos, pe care apostolul Pavel a predicat-o în ziua cincizecimii. Adică i-a conștientizat prin Duhul Sfânt apostolul Petru că ei sunt aceia care l-au omorât pe Hristos prin mâinile împăratului roman, prin mâinile lui Pilat și că ei sunt păcătoși și singura lor șansă. I-a dus apostolul Petru în predica lui până acolo încât au zis, bine omule, ce să facem? Noi știm că suntem ăștia. Noi l-am omorât pe Hristos, dar acum mai avem o șansă. Și a zis Petru, aveți. Să vă pocăiți. Nu le-a căzut cam bine multora de acolo, dar spune Cuvântul lui Dumnezeu că dintre cei care au primit propovăduirea Evangheliei, adică au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu și l-au primit. Și nu numai atât, a primit propovăduirea Evangheliei a însemnat s-au și botezat. Au primit Cuvântul lui Dumnezeu și apoi s-au și botezat. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că în aceeași zi, la numărul ucenicilor din Ierusalim, s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Ce trebuie să știm aici? Simplu. Trebuie să știm că din moment ce am primit pe Hristos în inimile noastre, din moment ce am făcut legământ cu Dumnezeu,
Nu mai putem trăi cum vrem noi și unde vrem noi, ci trebuie să ne alăturăm Bisericii lui Dumnezeu și celorlalți oameni de domeniul acesta. E lucru greu ăsta astăzi. E lucru foarte greu astăzi. Primim Evanghelia, ne botezăm și apoi mai vedem noi după aia cum tratăm lucrurile. Nu uitați că tema acestei duminici a fost să avem părtășie. Dacă știm și dacă facem și vrem să avem părtășie, este singura soluție. Eu nu mă uit la tot felul de bazaconii la televizor. Sau știu unde mă uit. Mai privesc câte o știre așa din când în când, nu la televizor, ci pe un Digi24. Dar mi-a fost dat înaintea ochilor să văd un lucru foarte interesant. Și anume să văd un duel dintre o ceată de bivol și o trupă bună de lei. Da? Am avut ocazia, când am fost în Kenya cu mulți ani în urmă, să văd într-o noapte, când am fost într-un safari, să văd un bivol sălbatic. Spuneau ce ghizii care erau cu noi acolo că nu leii și tigrii omoară oameni mulți, ci cele mai mari crime care le fac și cele mai mari pericole în vremea acolo sunt bivolii sălbatici. Eram cu mașina, cu un bus de ala făcut așa fără geamuri, safari, mai mulți frați care au fost acolo și era noaptea în jur de ora 11 într-o pădure un desiș de pădure a apărut în fața farurilor mașinii un bivol. Am înghețat cu toții, deși eram în Kenya, când am văzut matahala aia mai mare ca busul nostru. Deci când am văzut bivolul ăla așa de mare, ne-am îngrozit. Busul nostru era mic pe lângă el. Datorită farurilor care luminau fața lui, s-a pus așa în fața noastră și am zis, ăsta ne dă peste cap până ne uităm cum ne cheamă dacă se pune cu noi, cu toți caii puterea mașinii care era. Deci ne-am speriat rău de tot. S-am stat câteva momente liniștit, s-au ținut farurile pe el, aveam un reflector care l-a pus în capul lui și la un moment dat bivolul, orbit fiind de farurile alea, a crezut că e ceva din alte sfere și s-a dus ușurel așa ca și cum s-ar plimba în fața noastră înapoi în pădure. Și ne spunea șoferul și cel ce era cu noi, zice, cu ăștia nu poți să te pui. Ei, am văzut o asemenea luptă, așa, era o turmă de bivoli și o trupă de lei. Dom'le, n-au avut ce să le facă, zburau lei pe sus ca parașutele, așa zburau. Erau împroșcați și loviți de, cred că, nu mai știau ei cum îi cheamă și ce sunt. Nu s-au putut apropia de ei, până într-un anumit moment, când ciurda aceea de bivol a început să se ducă, să se pună în mișcare, iar unul dintre ei, de asemenea mare de tot, a rămas în urmă. Și când au rămas în urmă, ca din văzduh, între turmă și el, s-au pus vreo 3 lei și l-au depărtat frumos de ciurda aceea de tauri, de bivoli. Și l-au depărtat și l-au marginalizat până a ajuns ca turma să nu mai vadă altul. Și când n-am mai văzut turma, a fost doar 4 lei. Erau poate numai un sfert din greutatea bivolului, toți 4. L-au îngenunchiat și l-au terminat în scurte momente, a fost despicat. Pentru că unitatea și părtășia sau lupta în comun a oamenilor sau a animalelor, dacă vreți, este biruitoare atunci când ei sunt împreună. Și diavolul, el știe chestia asta. Și nu caută decât să te despartă de părtășie, de biserică, de cercurile de frați și după ce te despărți de ei, îți bea sângele scurt. Ți-o despărți de ei, nu mai te întâlnești cu ei, te întâlnești cu alții, cu prieteni buni care te duc, să nu vă spun unde, te duc cu totul. Și te trezești la un moment dat că dintr-un băiat bun și pocăit în biserică ai ajuns ultimul om pe care dacă te văd frații se uită cu coada ochiului la tine și nu vreau să stea de vorbă cu tine. Asta înseamnă un singur lucru foarte simplu pentru noi în seara aceasta. Să înțelegem ce înseamnă să te separi de ceea ce înseamnă frați, biserică sau casa lui Dumnezeu. Deci, într-un singur cuvânt, ești sortit.
în laba diavolului. Atât ești. Și nu trebuie mult, îți spun eu. Câteva zile, câteva săptămâni, nu trebuie mult. Eu nu vreau să cer argumente de aici. Sunt unii care știu asta mai bine ca mine. Scurt, te-o pus deoparte. Spune cuvântul lui Dumnezeu, căci legea lui Dumnezeu și obiectivul de bază a apostolilor în vremea aceea a fost că toți acei care au primit propovăduirea să aibă grijă de ei, ca după ce au primit propovăduirea și s-au botezat, au primit botezul, spune cuvântul Domnului, în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat încă aproape 3.000 de suflete. Nimeni nu le-a făcut cereri de membru și nimeni nu i-a luat în custodie. Nimeni. Dar în vremea de început a la bisericii primale, dragii mei, oamenii se întorceau la Dumnezeu, așa că spune istoria că în decurs de 4 sau 5 ani, așa a fost de puternică lucrarea lui Dumnezeu în Ierusalim, că biserica din Ierusalim număra între 50 și 70 de mii de creștini. Și nu aveau săl ca noi. Spune cuvântul Domnului că mergeau la templu, mulți dintre ei se adunau, se întâlneau în pridvoarele templului. Dar nu se întâlneau nici acolo, puțin dintre ei, ci erau biserici de case, nu? În casele oamenilor, a fraților, se adunau cât puteau. Eu cred că fiecare casă de creștini din Ierusalim era o biserică mică. Că nu era, așa era sistemul de lucruri atunci. Noi le-am făcut mai mari, am vrut să fim mai mulți. Și am reușit. Ce-au reușit ei să facă prin biserici de case și să adună creștinii, noi prin bisericile mari am reușit să ne despărțim de alții, să ne batem cap în cap, da? Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, ca să știi asta, îți spun în seara asta și dacă ți-o spun eu, ți-o spune Scriptura, trebuie să faci asta, dacă vrei să trăiești. Dacă vrei să trăiești, dacă ai primit pe Hristos în viața ta, dacă te-ai botezat și ai făcut legământ cu Dumnezeu în apă, și vrei să trăiești cu Dumnezeu mai departe, trebuie să te alături ucenicilor lui Dumnezeu. Acum că nu te poți alătura cu oprici, că nu e ucenicul Domnului el, nu e o problemă asta, dar mai sunt alți ucenici în țara asta, prin grațul ăsta. Du-te undeva, nu aici, du-te undeva, dar du-te, că este în zadar tot ce faci dacă nu te duci. Și dumneavoastră știți destul de bine lucrul ăsta. Aș putea să vă dau câteva exemple pe care le cunoașteți. Nu-s printre noi seara asta și n-au fost la nicio seară din săptămânile acestea de sărbători. N-au fost. Au luat-o pe ulei. Apoi au luat-o pe ulei. Pentru că așa stau lucrurile. Unul lucru pe care Dumnezeu ne-l pretinde să-l știm și pe care Dumnezeu ne-l pretinde să-l facem. După ce am primit pe Hristos, uniți-vă cu biserica lui Dumnezeu, cu oamenii pe care considerați, cu biserica care considerați, că face față pretențiilor dumneavoastră, dar duceți-vă undeva, faceți ceva, nu stați degeaba, că dacă stați degeaba, ați deschis și ați făcut o ofertă diavolului. Și el va beneficia de oferta lui, așa cum beneficiem noi de ofertele care ni se fac de sărbători. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l înțelegem, pe care Scriptura seara aceasta ne-l arată, pe care noi trebuie să-l știm și să-l facem. Viața cu Dumnezeu e o viață și e o situație de a ști, de a învăța ceva și nu numai atât, de a face ceea ce înveți. De ce te pregătești și mergi 20 de ani la școală? De ce te pregătești să faci 7-8 ani de medicină? E logic, să nu, în loc de apendicită, să-i scoți stomacul om afară, nu? Să știi ce băi ai, nu? De aia te pregătești. Că dacă n-ar trebui pregătire pentru medicină, și eu eram medic astăzi. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune exact același lucru mai departe. Dacă învățăm ceva, dacă știm ceva, nu-i suficient să știm, ci trebuie să punem în practică și să învățăm tema noastră de astăzi, fiind, cum vă spuneam, părtășie. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l înțelegem, nu? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Al doilea lucru care ni se cere să-l știm și să-l facem este ca lucrurile care viața noastră trebuie să o caracterizeze și pe care trebuie să le facem. Pentru cei ce au primit propovăduirea și pentru cei ce s-au botezat în apă, cum spune cuvântul lui Dumnezeu,
Nu-i s-a terminat totul aici, de-abia aici a început totul. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe că sunt lucruri care trebuie să caracterizeze viața noastră, pe care trebuie să le știm. Și atât. Ce folos? Toți de aici știm că trebuie să ne rugăm, toți de aici știm că trebuie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, toți de aici știm că trebuie să existe o legătură frățească între noi și toți de aici știm că trebuie să stăruim în învățătura apostolilor. O să vă spun imediat și asta. Toți știm. Dar dacă nu facem, ce am rezolvat? Ceea ce suntem. Se vede ce facem. Se vede ce facem și se vede ce suntem în lipsa acestei. Acestea sunt niște lucruri care trebuie să caracterizeze viața noastră de creștini, nu prin faptul că știm, ci prin faptul că le facem. Aș vrea să vă spun că de la vorbă și până la faptă e mult. E atât de mare distanță de la vorbă și până la faptă, încât în unele domenii, unii oameni niciodată nu mai ajung să se întâlnească cu ele. Pentru că a vorbi este foarte simplu, a face declarații e foarte simplu, a veni la început de an și a face hotărâri și mai ales anul ăsta răstor tot ce se întâmplă, Claudiu, nu fac aluzie, dar răstor tot ce se întâmplă anul care vine, voi fi un titan. Și la sfârșitul anului care a venit, numai titan nu mai întâlnim. Da? Claudiu, nu... Avem noi treaba asta, eu zic așa. Da? E așa de mare distanța de la ce știm și până la ce facem, încât sunt anumite situații în care nu se întâlnesc niciodată astea două. Niciodată. Ei, așa să vă spun, Dumnezeu a lăsat ca în viața noastră lucrurile pe care le știm și dacă vrem să intrăm și să fim plăcuți lui Dumnezeu, dacă știm puțin, să facem puțin. Dacă știm mult, să căutăm să facem cât știm. Dar dacă știm puțin, Dumnezeu îi place să căutăm să facem cât știm. Dacă nu facem nimic, e degeaba. Și lucrurile acestea care trebuie să caracterizeze viața noastră sunt trecute în versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ce înseamnă asta? E învățătura pe care apostolii au dat-o celor ce îi ascultau în vremea aceea a fost redusă foarte scurt. Ei n-au avut Biblie așa ca noi. Ei n-au avut 66 din cărți din care să le citească toate la rugăciune, sele de rugăciune sau să predice din ele. Ucenicii n-au avut nici măcar legea lui Dumnezeu concret așa cum o avem noi. Cărțile erau separate. Sunt poate unii dintre ucenici care nici n-au știut legea lui Dumnezeu, așa poate de amănuntul, cum o știm noi astăzi. Dar ce au știut ei? Ei au știut viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, pe care din momentul ce au știut-o, au văzut-o și au trăit-o, lucrările pe care Domnul Iisus le-a făcut, planul de mântuire care Dumnezeu l-a împlinit prin Hristos, și tot ce ține de umblarea lor cu Dumnezeu sau de umblarea noastră cu Dumnezeu au fost lucrurile pe care i-au învățat pe cei ce veneau în legătură cu ei. Asta a fost învățătura apostolilor. Aș vrea să vă spun ceva. Oricine dintre noi avem cunoștințe minime de lucrurile acestea. Și nici unuia dintre noi, dacă ar fi nevoia să stăm în față cu cineva să-i spunem despre mântuire, știm. Un om care a primit mărturia și a primit viața și a primit trăirea cu Dumnezeu și a primit pocăința sau s-a întâlnit cu Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu și s-a botezat, aș vrea să vă spun ceva, știe mai mult decât oricare de afară despre problema aceasta. Mai mult decât oricare de afară. Oamenii aceștia au fost chemați de Dumnezeu să stăruiască în învățătura aceasta apostolilor. Aș vrea să faceți puțină legătură între stăruința în învățătura apostolilor sau stăruința în rugăciune și a ne ruga, așa cum ne rugăm noi sporadic câteodată. Așa cum ne rugăm noi sporadic câteodată. Pentru că nu se întâmplă nimic în viața noastră și Dumnezeu nu-i achip în noi și Dumnezeu nu-i achip în biserică și Dumnezeu nu se coboară la rugăciunile noastre și Dumnezeu nu vindecă bolnavii noștri. Nu e pentru că nu ne rugăm, că noi ne rugăm.
Noi suntem oameni rugativi. Ne rugăm dimineața când ne sculăm, ne rugăm la amiază când mâncăm și ne rugăm seara când ne culcăm. Și dacă venim și la biserică marța și joia, ne mai rugăm și marța și joia. Asta e rugăciunea noastră și noi spunem că în felul ăsta în care ne rugăm, ne rugăm mult și suntem oameni rugativi. E o comedie bună asta. E o înșelăciune diabolică de înalt grad. Dacă diavolul sau dacă cineva spune că tu ești om care te rogi, aș vrea să-l trimiți de unde a venit cu ideea asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii ăștia stăruiau în lucrurile acestea. Legătură frățească, frângerea pâinii, rugăciune și învățătura apostolului. Spune că stăruiau în asta. Știți ce înseamnă să stărui? Să-ți faci timp special și să-L superi pe Dumnezeu cu rugăciunile tale. Și dacă ne ducem mai departe și vrem să explicăm lucrul acesta, ne ducem la acel judecător nedrept și la pilda aceea care a fost dată de Iisus și a fost foarte frumoasă pilda aceea și a zis omul ăla de Dumnezeu, nu mă tem de oameni, nu mi-e rușine, femeia e bună, dacă a să scăp de gura ta și să nu mai bați ușa, uite, îți fai dreptate cu părușul tău. Ai stat vreodată sau am stat vreodată în prezența lui Dumnezeu atâta timp până Dumnezeu să spună mai termin odată, du-te, fă ce vrei, dar lasă-mă. Ai stat? Eu n-am stat. Că îmi pare mult să stau atâta. Că mă gândesc că poate ar trebui să stau mult și Dumnezeu nu o să mai răspundă. Nu așa au gândit ucenicii care au stat în camera de sus. Ei când Domnul le-a spus să nu vă depărtați de Ierusalim, ei n-au știut că după 10 zile vine Duhul Sfânt peste ei. Dar vreau să vă spun ceva, și dacă stăteau 10 ani, ei nu se duceau de acolo. Ei respectau ceea ce le-a spus Hristos. Și pentru că Hristos a văzut inima lor pregătită de sacrificiu și efortul acesta, după 10 zile le-a dat Duhul Sfânt. Venim de multe ori la rugăciune sau la stăruință, Doamne, strii seri de stăruință, dar musai, dacă nu-mi dai acum, nu mai știu când se întâmplă. Și vii și te rogi și te chinui degeaba. De ce? Pentru că Dumnezeu vede cât ești dispus tu să sacrifici pentru asta. Și a zis, dacă atât ești dispus să sacrifici, la actul tău de sacrificiu n-am nimic să-ți dau mai mult decât ai. Decât ai. Oamenii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, că se ocupau cu lucrurile acestea, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Pe lângă oamenii ăștia nu trecea niciun nemântuit sau câte un prolezit sau un iudeu cu religia lui iudaică ca să nu strige după el ceva de Hristos și ceva de moarte și de învierea Domnului Iisus Hristos. Știți ce au spus oamenii odată într-o împrejurare despre ucenicii lui Hristos? Dacă nu mă șer, era undeva Filip. Oamenii ăștia, spune, ce-au făcut? Au împânzit tot pământul. Sunt o ciumă, au spus. Sunt o ciumă. Ăștia pe unde umblă și ce fac, numai asta spun. De Hristos, că preoții l-au omorât și el l-a văzut viu și s-a înviat, o stat la dreapta lui Dumnezeu. Nu mai scăpa oamenii de ideea asta. Tocmai asta era tema de bază pentru mântuirea lor. Și ucenicii au avut în gură, egal că au fost la fotbal, exact că s-a dus la nu știu unde, asta a fost în gura lor. Ei atât au știut. Ei n-au știut teologie multă. Atât au făcut. Dar în asta au fost buni. Și au făcut ce au știut mai bine. Lucru care trebuie să ne caracterizeze pe noi, nu prin a le vorbi, ci prin a le trăi. Dacă vreți să vedeți o biserică în care Dumnezeu, când îl strigi să zică sunt aici, biserica aceea trebuie să exerseze și să stăruiască în aceste lucruri. Ne putem noi bate capul de pereți cât vreți. Puteți să facem juruințe tot anul 2016, nu acum, numai. Începând de azi până în 362 de zile, într-una, să facem juruință și să jurăm. Nu se alege cu nimic de asta. Dumnezeu nu se uită la promisiuni. Dumnezeu se uită la ce stăruim. La ce stăruim? Ne rugăm? Avem momente de rugăciune cu Dumnezeu. Venim la casa lui Dumnezeu când avem ocazia să stăm înaintea Domnului în rugăciuni. Venim. Vorbim oamenilor despre Dumnezeu și chemăm să vină la Hristos. Participăm la actul cinei Domnului sau... acum nu sunt în formă. O să particip și eu, că în vremea anul ăsta mai este încă de câteva ori. Da? Nu-i de mirare de unde ni se trage. Lucruri care trebuie să ne caracterizeze prin faptul că le facem.
Versetul 42, stăruia un învățător apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Nu are rost să ne așteptăm la astfel de lucruri. Nu noi spunem când e suficient, Dumnezeu spune când e suficient. Dumnezeu spune când e suficient să mă rog și Dumnezeu spune când e suficient să predic sau să învăț pe alții. Dumnezeu spune când e suficient să mă opresc să nu iau cina Domnului, nu eu. Doamne, dar acum de un ceas de vreme, mă te rog, nu mai am cuvinte, ce să mai zic, să încep din capăt și tu nu numiști nimic. Ia? Atâta putem noi. Însă oamenii ăștia au primit învățătura și botezul și s-au adăugat la numărul ucenicilor, a fost cât? 120 în camera de sus, așa-i răduc. 120. Și după predica neșcolatului Petru, s-au mai adaus la numărul ucenicilor aproape încă 3.000. Hai să zicem că nu au fost 3.000, dar toți împreună au fost 3.000. Și dacă în vremea asta 120 stăruiau în frângerea pâinii, în relații frățești, în rugăciune, nu a trecut multă vreme că la cei 120 s-au mai adaus aproape încă 3.000. Și nu mai erau 120, erau 3.120. Doamne, fer să fie atâția aici, dar noi am avea probleme. Mi-am dat cu împrumutul la Betleem și la alții care nu sunt atâția. Simplu. Din 120 care s-au ocupat cu stăruința în rugăciune și cu celelalte lucruri sfinte, dumnezeiești, pe care le-au înțeles că trebuie să-i caracterizeze viața de umblare cu Dumnezeu. Da? La o simplă sărbătoare, la o simplă chemare, la o simplă predică, au fost rezultate extraordinare. Nici eu nu mă îndoiesc că se poate așa. Nici eu nu mă îndoiesc. Sunt foarte convins. Nu-i nimic ieșit din comun aici. Nimic. Când 120 de oameni ar stărui înaintea lui Dumnezeu și ar pune viața în mâna lui Dumnezeu, la dispoziția lui Dumnezeu, s-ar face lucruri mari. Mi-a ajuns la ureche astăzi că sunt frați în biserica noastră care atunci când noi ne adunăm la rugăciune, ei se adună acasă și joacă table, se uită la câte un film, ei n-au timp de rugăciune. Și asta e o stăruință. Nu-i rea. Asta e o stăruință. Să nu mă chemați să mă rog pentru voi ca să iasă duhurile din voi. Că nu o să o fac. Prima dată o să vă întreb unde umblați și cu ce vă ocupați. Și atunci o să las biserica să se roage pentru. Al treilea lucru pe care oamenii aceștia l-au știut și au ținut cont de el într-o măsură extraordinar de mare, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 44-45, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ugoarele și averile și banii împărțeau între ei după nevoile fiecăruia. Prezența, versetul 44, unitatea și ajutorarea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că toți erau împreună în același loc, au decis ei la un moment dat, n-a fost ideea lui Dumnezeu, a fost ideea lor, vrând să facă mai mult decât Dumnezeu le-a cerut, să-și vândă fiecare ce au avut și să pună toți grămadă și să trăiască ca în comunismul pe care Ceaușescu n-a reușit să-l ducă la capăt. Fiecare cu salopete la fel, fiecare cu gamela în mână și cu fasolea nea, fiecare mâncăm, la mâncat la fel, ne purtăm la fel, nu avem probleme de felul ăsta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că toți erau împreună la un loc și unitatea aceasta era așa de puternică. Pentru că ea avea ca bază părtășia cu Dumnezeu și părtășia cu frații, încât unii dintre ei au dat startul acestei idei. Fraților, suntem aici de câteva luni de zile împreună, ni s-a gătat mâncarea, nu mai cură nimic. Ce facem? Și pentru că erau oameni sinceri, cu relații serioase cu Dumnezeu și care iubeau frații din zona de părtășie, au zis, fraților, la un moment dat, au zis, Barnaba, eu am un teren în Cipru la mine. Fug până acolo, l-am vândut și vin cu banii și avem ce să mâncăm încă o lună de zile. Și s-a dus Barnaba în Cipru și a vândut terenul, a venit banii și a zis, aici toți, mâncare, fraților. Aleluia, mai trăim o lună. Și așa au făcut. Unii au avut taxe, unii au avut credite, alții trebuia să-și plătească mașinile, alții să-și plătească babysitele. Mă rog, au fost multe probleme de felul ăsta. Și eu împărțit așa și au zis, e ok, e ok.
Dar s-a terminat și asta. Și după asta au mai venit doi care au zis, și noi facem așa. Dar eu fost puțin mai precauți, așa cum suntem și noi. Puțin mai precauți. Noi dăm, nicio problemă dăm, dar dacă nu ne rămâne mai mult decât dăm, e o problemă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au trăit într-o unitate și în unitatea aceasta, împărtășia aceasta legată de relația lor unii cu alții și împreună cu Dumnezeu, au fost capabili de sacrificii extraordinare. De sacrificii extraordinare. Pentru că unitatea în părtășie cu Dumnezeu și cu frații, când bazele sau temelia părtășiei este Hristos și este Dumnezeu, asta are puteri nesăbuite în viața noastră. Oamenii care au priceput sau au gustat din harul lui Dumnezeu, care au înțeles chemarea lui Dumnezeu la unitate și la părtășie cu frații, și a căror părtășie nu are ca bază relația mea cu unul dintre frați, ci cu Dumnezeu. Oamenii aceștia au fost extraordinari de puternici în a fi oameni de ajutorare pentru cei care erau dintre ei oameni flămânzi sau neajutorați. Călcăm și noi pe urmele lor, zicem. Hai, domnule, îmi spunea cineva în urmă cu câteva săptămâni de zile, așa? Am fost împreună cu un păstor de zona noastră de aici și a zis, vezi, Opriș, că viu la tine anul viitor, că vreau să fac o biserică în Oltenia. Zic, fă, de cine te oprește? Viu la tine, spune, să faci o colectă. Da, zic, atunci să faci o biserică în Oltenia când să faci o colectă. Zic, eu n-am găsit nicăieri în Scripturi scris că trebuie să facă bisericile alte biserici. Eu n-am găsit asta. Eu am găsit scris în Scriptură că pe săraci, pe văduve și pe orfani avem tot timpul cu noi și fiecare biserică e datoare să se ocupe de orfane și de văduvele lui sau avem datoria de a hrăni pe cel flămând și pe cel nevoiaș. Și Sfânta Scriptură și Vechiul Testament ne spune că, dacă nu mă înșel, religiunea curată, Noul Testament e acum, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru nu este să fac biserică. Dacă fac biserică, toate păcatele mi se iartă, nu? Facem biserică, o mai venit și noi, facem biserică în India, am făcut o biserică în India cu 7.000 de euro, ce afacere am făcut. Dar am făcut biserică și pe tablă stă numele meu. Acolo rămâne și numele tău și biserica. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că religiunea curată și neîntinată, adică nu poveste goală, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, care este? Să cercetăm pe orfan și pe văduvă unde? Când ne merge bine în necazurile lor și să ne împăzim neîntinați de lume, da? Ferice de biserica aceea care înțelege că orfanul și văduva sunt datoria lor de a întreține. Aș vrea să vă spun, un an și peste un an mai bine de când facem proiectul acesta cu Timișoara. Și din ce în ce mai mult, parcă e o mai mare presiune asupra mea, lucrarea asta. Spuneam unora dintre frații cu care am fost, zic, nu mi-a făcut altceva decât mi-a făcut de lucru. Asta mi-a făcut. Dar aș vrea să vă spun ceva, parcă apasă o povară mult mai grea pe mine decât acum, decât atunci când am făcut-o și mai mult decât poate ar apăsa toată biserica asta. Pentru că mă gândesc mai mult, în fiecare zi o să avem bani să trimitem ajutoare luna care vine, o să avem bani să continuăm mai departe, o să avem banii necesari ca să ne ducem mai departe sau nu o să-i avem. O simt problema aceasta și n-am niciun interes. Dacă aș fi avut interes, aș fi făcut o baie mare undeva, ca frații când mă duc acasă să mă aștepte în capătul orașului. Nu? Și am oameni care au venit la mine și mi-au spus, pentru că nu am văzut interes în ceea ce a făcut, suntem da bai cu tine aici. Fratele Coman de la noi, dau de la Gleisdorf, omul ăsta dă 200 de euro pe lună și am vorbit cu el luna trecută, m-am întâlnit cu el și mi-a spus așa, încă anul care vine rămân cu voi. Nu știu, n-am nicio idee, dar rămân cu voi. Vreau să spun anul care vine, rămân cu noi. 200 de euro pe lună pentru transportul produselor la Timișoara. Și aș vrea să vă spun ceva. De un an și mai bine. Sunt în biserica noastră frați. Și n-aș vrea să-i desconsider și nu să-i pun într-o extremă. Care vă predică de aici, de la Anvon, despre milă și despre jertfă. Și n-au dat nici un euro pentru Timișoara. Mi-e milă și mi-e frică de ei când Dumnezeu se va întoarce potriva lor să judece vorbele care le spun. Ascultați-mă bine ce vă spun. Nu fac prin asta forță asupra dumneavoastră. Asta e libertatea fiecăruia dintre noi. Însă vreau să vă spun un lucru.
un om care spune că e religios și un om care spune că e cu frică de Dumnezeu și un om care spune că el așteaptă să vină Domnul și încă nu și-o întins mâna cu o pungă de făină pentru copiii ăștia, puteți să-L așteptați pe Hristos cât vreți voi, că o să vină să vă dea să o mâncați voi punga aia de făină. Pentru că n-am dat-o acolo unde trebuie și când o trebuit. Oameni care mănâncă din pâinea aceea sau din fasolea aceea sau din orezul care se cumpără sau din mai știu din câte ducem noi acolo. Dar să fii de un an de zile într-o biserică unde proiectul acesta merge așa frumos văzând cu ochii. Frații care au fost acolo văzut despre ce e vorba. Și oamenii ne mulțumesc într-o măsură în care nu ne putem, nu vrem să fim flatați de ei de multe ori când ajungem acolo, nu stăm de vorbă cu ei. Dar să fii aici și să nu faci atât, îmi pare rău de tine. Îmi pare rău de tine. Adevărații oameni ai lui Dumnezeu și adevărata biserică a lui Dumnezeu a fost aceea biserică care a știut că împărtășia ei cu Dumnezeu și cu biserica se lucrează unitate și această unitate are ca bază ajutorarea și orice proiecte pe care biserica le are, ajutorarea celor necăjiți. Nu-i suficient să știți asta, trebuie să o facem. Asta ține de o părtășie reală cu Dumnezeu și cu frații care trec prin probleme. Alt lucru pe care aș vrea seara aceasta să vi-l prezint și să-l înțelegem, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ce înseamnă lucrul acesta? Că oamenii aceștia erau prezenți la casa lui Dumnezeu. Erau prezenți la casa lui Dumnezeu. Ăștia nu mergeau facultativ la casa lui Dumnezeu. Nu mergeau facultativ. Ăștia erau oameni care făceau prezența regulată la casa lui Dumnezeu. Al lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu ne face să-l înțelegem de aici. Spune cuvântul Domnului, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu curăție și cu bucurie și curăție de inimă. Erau oameni care au înțeles că prezența la casa lui Dumnezeu în curăție de inimă are valoare. Biserica primară și cei ce s-au convertit și s-au întors la Dumnezeu au înțeles că a fi în fiecare zi la templu e frumos, a te duce fiecare zi la casa lui Dumnezeu e bine, dar nu oricum. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că erau la templu în fiecare zi, dar erau oameni cu inima curată. Aș vrea să spun ceva. Dacă vii cu inima murdară în casa lui Dumnezeu, nu te aștepta să vezi lucruri mari și să simți ceva. Vei simți plictiseală, vei simți tot felul de, știu eu, lucruri nesăbuite care îți trec prin minte, numai relație și părtășie cu Dumnezeu nu vei simți. Cum vi se pare dumneavoastră și cum înțelegeți dumneavoastră lucrul ăsta când în biserica lui Dumnezeu vin oameni care în momentul când s-a terminat slujba, plin de bucurie, îți vine să sară pe tine, să te ia în brațe, atâta s-au bucurat. Și în același timp pe ușă cu ei afară ies de ăștia. Explicați-vă. Explicați-vă cum vine asta. Acolo unde nu-i curăție de inimă, spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo unde nu-i curăție de inimă sunt tot felul de fapte rele și de lucruri de nimic. De lucruri de nimic. Și îmi pare rău să spun că dacă așa stau lucrurile, ne caracterizează pe unii dintre noi. Ne caracterizează pe unii dintre noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau prezenți la casa lui Dumnezeu cu bucurie și mergeau la casa lui Dumnezeu de plin cu curăție de inimă. Oamenii ăștia au înțeles ce spune cuvântul lui Dumnezeu, păzește-ți piciorul când te duci în casa lui Dumnezeu. Adică vreau să spună, puneți lucrurile în rânduială, nu când trebuie să fii la casa lui Dumnezeu. Și când știi că trebuie să te duci la casa lui Dumnezeu. Ca în momentul când te duci la casa lui Dumnezeu să fie lucrurile rânduite. Că nu venim aici ca să facem show și nu venim aici să batem mult din gură și nu venim aici ca să vedem cine o predica și să avem ce-i spune și nu venim aici să cânte cineva și să-i dăm notă, asta e bun, asta nu-i bun, o punem pe Facebook sau pe YouTube sau nu o punem. Nu. Aici vii să te întâlnești cu Dumnezeu și împărtășia pe care o avem cu Hristos și cu frații, viața noastră să se schimbe de la zi la zi, viața noastră să meargă spre bine de la zi la zi, dacă nu se duce. Aș vrea să spun că nu biserica e de vină,
ci tu ești plin de mizerie și de păcat până în măduva oaselor. Și dintr-un om care își permite să vie în casa lui Dumnezeu sub felul ăsta, să nu aștepte să plece acasă bucuros și plin de bucurie. Pleacă bucuros și plin de bucurie dacă i-a ieșit pasența în seara aia pentru ce a venit el la biserică. Dacă nu a ieșit, nu poate pleca. Ultimul lucru cu care aș vrea să închei. Deci oamenii ăștia aveau datoria și au știut și au trăit momentele acestea după ce s-au întors la Dumnezeu, s-au adăugat poporului lui Dumnezeu. Ăștia n-au umblat habovnici din stânga în dreapta, ăștia s-au cuplat cu oamenii lui Dumnezeu, cu biserica lui Dumnezeu și au făcut ce biserica i-a inițiat în vremea aceea. Apoi oamenii aceștia au trăit în viața lor niște lucruri care le-a caracterizat viața. Am citit aici în versetul 42. Au trăit și au avut niște lucruri în viața lor care i-a caracterizat. Ce ne caracterizează pe noi? Orice, numai biserica și lucrurile care le-am spus mai jos nu ne caracterizează. Au fost oameni care în părtășia lor au ajuns la unitate și la o forță de sacrificiu în așa fel încât au făcut ajutoare peste măsură și peste puterea lor, peste ceea ce Dumnezeu le-a cerut. Nu le-a cerut Dumnezeu asta. Dar unitatea unor oameni, cum vă spuneam, a cărui bază este părtășia cu Dumnezeu, sunt capabili de lucruri nemaipomenite de mari. Unde nu se fac asemenea lucruri, nu există o bază și o temelie și nici unitate. Acolo facem fiecare cine tună capul. În al patrulea lucru, oamenii aceștia au înțeles că nu-i suficient să știe că trebuie să fie prezenți la casa lui Dumnezeu cu bucuria în suflet. Numai bucurie nu avem noi nici în seara asta. Cu bucuria în suflet și cu curăție de inimă. I-au știut că așa trebuie să fie. Și dacă au știut că așa trebuie să fie, au făcut lucrul acesta. Dacă n-ar fi scris Scriptura lucrul acesta, de multe ori nu i-aș fi crezut nici eu. Dacă n-ar fi scris Scriptura. Dar Scriptura ne spune că oamenii ăștia așa au făcut. Și dacă Scriptura spune că oamenii aceștia așa au făcut, eu cred ce spune Scriptura. Eu cred ce spune Scriptura. Și în ultimul rând spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia, ascultați ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Oamenii aceștia lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți întregului norod. Adică erau oameni care aveau în inimă dorința de a lăuda pe Dumnezeu, dar dorința lor de a lăuda pe Dumnezeu nu era cumva sub o formă oricare care n-avea nicio temelie, nicio bază. Pentru că dacă citim mai departe, spune că lăudau pe Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod. A lăuda pe Dumnezeu când norodul nu te vrea, știți ce înseamnă asta? Papagal. Măcar de a lua bani pentru ce faci, dar nu e nici bani. Cele mai mari spectacole existente în lumea noastră de astăzi, plătite pe bani grei, plac oamenilor. Acolo se duc oamenii unde le place. Și spune că oamenii ăștia lăudau pe Dumnezeu. Lăudau pe Dumnezeu, dar marea lor problemă nu e că lăudau pe Dumnezeu, erau că erau plăcuți în fața întregului norod. Ei nu stăteau în biserică să cânte. Ei cântau undeva, mă rog, în casele lor, pe unde umblau, pe la templu, și oamenii se strângeau în jurul lor. Și oamenii veneau în jurul lor. Și le plăcea ceea ce vedeau și le plăcea ceea ce auzeau. Se spune cuvântul Domnului tot în Faptele Apostolilor că la un moment dat, când Petru și Ioan erau la templu și au vindecat ologul acela. Știți ce s-a întâmplat? S-au adunat oamenii cu grămadă acolo. Se uitau cu frică la ceea ce le-a văzut ochii și ce spune mai departe? Toți oamenii ce făceau? Vorbeau de bine. Cu toate că preoții cei mai de seamă aruncau mizerie și gunoaie pe ei, oamenii din orod, care au stat lângă ei, care au văzut lucrările pe care le-au făcut, îi vorbeau de bine. Și în altă parte spune că preoții cei mai de seamă și cărturarii, oamenii învățați, cei ce țineau în mână, pocăința acelei vremi. Au venit la ei să iei, dar când au văzut că cei din jurul lor
Oamenii sunt departe rocioși, zic, băi, nu ne facem de lucru că ăștia ne pun pe noi pe rug. Este foarte frumos și foarte acceptabil să lauzi pe Dumnezeu în gura mare când cei din jurul tău te vorbesc de bine. Dar când cei din jurul tău nu te vorbesc de bine, mai bine taci. Mai bine taci. Când viața ta nu este exemplu, mai bine taci. Nu vorbi nici de Dumnezeu și nu vorbi nici de trăirea cu Dumnezeu, dacă îți lipsește trăirea cu Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că aceste lucruri, deci fiindcă ei lăudau pe Dumnezeu și fiindcă erau plăcuți în fața întregului norod, Dumnezeu lucra împreună cu oamenii ăștia și spune în fiecare zi se adăuga la numărul lor toți cei ce erau mântuiți. Oamenii ăștia știau și făceau ce știau. Știau și făceau ce știau. Lucruri deosebit de frumoase. Foarte frumoase. Foarte frumoase care stau scrise în Scripturi. Lucruri deosebit de frumoase pe care trebuie să le știm și nu numai că trebuie să le știm, trebuie să le aplicăm în viața noastră. Desigur că fiecare dintre noi, eu în primul rând și apoi dumneavoastră, ați vrea să beneficiem de rezultatele și de tot ce a reieșit din lucrurile acestea de aici. Tot ce am vrea. Dar dacă se poate... Nu se poate tocmai așa. Nu se poate tocmai așa. Nu se poate. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și în anul 2016 în care am intrat, să lăsăm pe Dumnezeu să ne învețe lucrurile pe care trebuie să le facem. Și dacă Dumnezeu, sesizăm că Dumnezeu investește timp ca să ne învețe anumite lucruri, aș vrea să vă spun ceva. Când lucrurile acestea pe care le învățați din casa lui Dumnezeu sau prin absurd, din cuvintele din Scripturi pe care le citiți foarte puțin, dar de aici le auziți, aș vrea să vă spun, există două variante numai. Dacă le aplicați în viața dumneavoastră și le faceți, veți fi binecuvântați de Dumnezeu și o să beneficiați de harul lui Dumnezeu pentru voi. Pe înțelesul unora, veți fi binecuvântați de Dumnezeu non-stop și angro. Că așa ne place nou. Mult. Mult și tot timpul. Dacă nu le veți primi și dacă nu le veți pune în practica dumneavoastră, și acum eu nu vorbesc dumneavoastră, îmi vorbesc și mie, la mine îmi sună primul. Dacă nu o să le pun în practica vieții mele anul acesta sau sfârșitul, când va fi egal, nu le pun în practica mea. Aș vrea să vă spun ceva. Mă voi întâlni într-o zi cu lucrurile acestea care vor striga la mine înaintea judecății lui Dumnezeu. Și ascultați ce vă spun. Nu sunt povești. Sunt realități. Unul din profeții Scripturilor, unul din profeții mici, spune cuvântul lui Dumnezeu, că piatra din perete și nodul din grindă va striga în ziua judecății împotriva mea la lucrurile pe care le-am auzit și mi-au trecut pe lângă urechile mele. Avem multe noduri aici și multe pietre în clădirea asta. Și într-o bună zi vor fi mărturie împotriva noastră dacă nu ne corectăm viața și dacă nu căutăm să trăim așa cum Dumnezeu ne învață. Și asta vă sună în primul rând mie ca păstor al vostru și în al doilea rând dumneavoastră tuturor care sunteți aici. Un gând pentru dumneavoastră la sfârșit. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Ce Dumnezeu vă spune, trebuie să facem. Cu Dumnezeu nu stă la terg. Doamne, mai mere? Atâta e suficient? 20%, 30%. Ce Dumnezeu vă spune și ce Dumnezeu ne spune, trebuie să facem. Dumnezeu nu are favoriți aici. Dumnezeu nu scapă pe niciunul de vedere. Ăla mi-e prieten, las că o fi cumva. Cu Dumnezeu rezolv eu. Nu rezolv deloc, ai o singură șansă. Dacă vrei să o rezolvi, fă așa cum ai fost învățat. Dacă știi, pune mâna și fă. Aș vrea să ne ridicăm în picioare.